omenirea să ne ungă sufletele noastre românești și care a omenirea să ne facă, să ne simțim auziți și dincolo de Prut. N-avem alt gând, n-avem altă simțire, n-avem alt cuvânt decât trăiască România mare! Mai multe șiruri de dealuri înalte și frumoase, păduri stufoase, câmpii arse și năruite, stânci prăpăstioase și comori neasemuite. Aceasta este Transilvania! Te-a rănit, barba-ți rău, te-a rănit, barba-ți rău.
legați de timp și circumstanțe, rămânem legați prin bătăile cardiace și înflăcărate ale României mamă. Aș vrea să închei cu o remarcă la simbolul cel mai temeinic al împrățirii tuturor, Hora Unirii de Vasile Alexandrii. Hai să dăm mână cu mână, ce cu inima română, să învârtim Hora Frăției pe pământul României. Aceasta este o chemare revoluționară, emblema biruinței și a legământului celor care se simt ai acestui neam și ai acestui pământ. În piața mare a adunării naționale și ne-am cerșit dreptul nostru de a vorbi în limba noastră. Ne-am cerșit. Noi nu trebuia să cerșim. Noi trebuia să stăm drepți, frumos, cu demnitate, în piață și să cerem drepturile noastre la noi acasă. Am greșit, dar am luptat, dar mai suntem pe barricade. Și acum noi o să punem umărul la acești minunați copii ca să meargă ei mai departe. Așa să ne ajute Dumnezeu. Ce frumos ați organizat totul, dragii mei, doamna primar, felicitări pentru această mulțumire! Ne-ați mângâiat sufletele. Lupta noastră nu a fost, nu este, nu va fi în zadar. Acum, vă spun că sufletul mi-e plin. Și Dumnezeu a stat și m-a ascultat, dragi copii. Și Dumnezeu a lăsat treburile cerești și m-a ascultat pentru că ați fost foarte frumoși. Extraordinar de frumoși. Poate că am să vorbesc prea mult, dar mi-ați umplut sufletul cu atâtea emoții, cu atâta frumusețe, încât nu pot să nu vă spun, chiar să încep cu o poezie care așa și se numește, 1 decembrie, sau Ziua Bunei Vesti, Dumitru Matkovski.
ascunde atâtea bogății. Gonind pe drumul de oțel, n-ai văzut porțile din fier. Când n-ai văzut transfăgărașul, nici peisajul abicaz, ori un apus la detonata Carpații cu pături de braz. Mai poți să culești România? Mai ai curaj să o negrești? Când nu cunoști de unde vii, al cui ești, când nu cunoști străbunii tăi, când nu cunoști câți hrăpăreți au dorit a ne asupri și câte jertfe au dat strămoșii, să avem azi cu ce ne mândri. Când nu știi că pământul țării mustește în sânge de viteaz, diluat cu petrol, aur, argint și rășini de braz, când nu cunoști ce bogății și ce cultură minunată depostește această țară de Domnul binecuvântată, nu te grăbi să critici țara și-al ei popor mult încercat. Nu confunda aceste valori cu cei sus puși, care au trădat, care au furat tot bunul nostru și ne-au dus la epuizare, ca să-și mărească ei averea și conturile lor bancare. Mulțumesc! Spuneți-mi, rog, de ce un artist vrea să fie iubit de poporul său? Așa cum a fost iubit Doina, Iona de Teodorovici, Grigore Vieru sau Matkovski. Câți artiști vin în fața dumneavoastră la spectacole și vorbesc de românism? De ce ce simt pentru neam, pentru țară? Câți din artiștii noștri mari în ultima perioadă i-ați auzit spunând: eu sunt român, oameni buni, vorbesc în românește. La șoagrele anului, care se organizează la Palatul Național, numai în engleză se cântă. De ce nu se organizează în orice raion, mai n-am spus județ, câte o serată de aceasta, măcar o dată în an de Ziua României? Să ne vedem unul altul la față. De ce nu plecăm acasă după ce băieții ăștia de la Cojușna mi-au ridicat moralul la înălțime înaltă? După ce fetele care spun și băieții poezii, fiind îndemnați de doamna Claudia Nestor, atunci când recită, nu știu dacă, cred că mi-a pus lacrimile așa de nevăzute. Spuneți-mi, vă rog, atunci când acești copii recită versuri, cântă cântece frumoase, inima dumneavoastră nu tremură, tremură. Pentru asta se iubește un artist, pentru asta se iubește un neam, pentru asta se iubește un om. N-aveți idee cât de norocoși sunteți în Strășeni că aveți o inimă română care bate mai aparte și nu se teme nici de vânt, nici de ploi, nici de oboseală, nici de boală, nici de vorbe urâte. Așa cum este inima doamnei primar Valentina Maseanu. Ca și dumneavoastră, am îmbătrânit oameni cu 27 de ani, străgând unire, unire. Spuneți-mi, vă rog, noi iubim țara românească, iubim Ardealul, Maramureșul, Oltenia, Muntenia și Bucovina. Dar cum în țară se numesc unioniști? Numai noi suntem în Basarabia unioniști. Numai noi spunem că suntem pentru unire. Să strige și Bucovina acum. Nu numai noi să cântăm Bucovina pe clari flori, trebuie o țară să simtă cum simțim noi aici pe pământul ăsta de peste 200 de ani. Știți, se spune că România este grădina Maicii Domnului. E adevărat, de multe ori mă întreb, dar ce fel de oameni suntem noi? Ce trăsături avem? L-am avut pe Matkovski, când Matkovski era transmis numai la Europa EuroTV, stăteam și plângeam ca un copil cum vorbea Matkovski despre tot cum noi simțim și ce trăim. Grigore Vieru, el a fost un pic mai alentat de noi și de români. Domnul Dabija, care a scris tema pentru acasă, într-adevăr a fost ca un punct de reper unde inima noastră se bată mai accelerat.
Nina Ierurache, familia ei a suferit toată. De pe în urma românismului pe care îl simțeau. Toți frații ei au fost închiși, prin 70 a murit și ea cu gândul la unire. Atunci când a luat pașaportul român, a venit acasă cu un pumn de țărână de la Iași, avea o prietenă, și a spus, pământul ăsta când am să mor, să-l îngropați odată cu mine. Nu știu, ne-a mai schimbat casă, ne-a mai făcut casă, s-a împrășteat pământul, dar tot pământul nostru românesc. Unire, fraților, unire! Iubiți-vă oamenii, iubiți-vă între dumneavoastră și să dea Dumnezeu ca această unire și fiecare artist care vine în fața dumneavoastră, întrebați-vă, mă, tu cine ești? Tu ce limbă cânti? Ai uitat mirosul pământului și așa mai departe. După mine, această serată, această întâlnire de suflet care a organizat-o doamna primar, consilierii și toți care sunteți dumneavoastră aici, are o mare însemnătate. Aș vrea ca toate televiziunile, măcar, dar televiziunea națională să vină, să ne vadă la Suceava, să ne vadă în Oltenia. Știți cum își iubesc Oltenii muzica lor? Și în Suceava, Maramureș, rar transmit un cântec pasaradean. Noi pe toți la toate posturile. Dar cântecele patriotice se transmit atât de rar. Și vă mai spun o frază. Trebuie să moară Nina Ierurache, Angela Pătoraru, Nicolae Surat, Doina Ionă, Alde Teodorovici, ca să iubim mai tare și să le ascultăm muzica. Să ne facem concluzie și să nu uităm. Dacă Dumnezeu ne-a dat aceste trăsături sensibile, fățarnici suntem, lenoși suntem, puturoși suntem, scuzați expresie, pentru că asta trebuie spus, că nu mai ne rugăm, dar avem oameni dintre noi, așa ca acești tineri. Profesoarei plecăciuni atunci, așa voci frumoase a băieților, voci frumoase, recitarele, versuri, până la lacrimi, până în mătura oaselor. Se spune că vorba mult sărăcie omul, dar câteodată trebuie dimensionat acest lucru. Felicitări, doamna primar! Felicitări pentru a șase radio! Dar măcar o dată în jumătate de an, o dată în lună, nu știu, poate agenții economici, să se învească o prăjitură și un ceai și să ne întâlnim mai des, să vorbim, să ne desfacem gândurile noastre.